Disponibilizările din cadrul Ministerului Administrației și Internelor se pun în practică. Pompierii și jandarmii sunt cei mai vitregiți cu privire la restructurările de personal din sistem. La Inspectoratul de Jandarm Județean Dâmbovița au fost puse la dispoziție 47 de cadre în urma modificărilor de structură. În urma procesului de reorganizare a instituției, 49 de cadre nu au promovat interviul pe probleme profesionale, acestea aflându-se în prezent la dispoziția unității în vederea reîncadrării pe alte funcții. Jandarmii mai au însă o șansă, așa spun reprezentanții Jandarmeriei Dâmbovița. În perioada 27 iunie-5 iulie au avut loc o serie de examene în cadrul Jandarmeriei Dâmbovița. Au fost interviuri structurate pe probleme profesionale. Interviurile au fost înregistrate audio-video.